ziua, stimați elevi! Mă numesc Timofei Natalia și lecția de astăzi la Educația Tehnologică, modulul Educație Digitală, o vom petrece împreună. Subiectul orei de astăzi va fi gestionarea fișierilor multimedia. Îi vom avea ca ghizi în continuare pe Ștefan, Ana și roboțelul B8, care ne vor îndruma în lumea digitală. Astăzi, împreună cu ei la lecție, veți afla cum vizualizăm imaginile digitale, ce este un fișier multimedia, cum accesăm conținutul fișierilor audio-video. Ne vom implica cu interes și curiozitate pe parcursul întregii lecții. Fiți atenți! Ștefan, în dosarul de sene, a adunat o mulțime de imagini. El dorește să le prezinte Anei și roboțelului B8. Vreți să știți cum el le vizualizează? Efectuează un clic dublu pe pictograma fișierului și imaginea apare într-o fereastră. Dar el nu cunoaște la ce folosesc butoanele din această fereastră. Împreună cu noi îl rugăm pe roboțelul B8 să ne explice la ce folosesc butoanele din această fereastră apărută. Sigur, roboțelul nostru este foarte receptiv. El este deschis și ne explică cu deosebită plăcere. Priviți atenți următoarea imagine și cele 6 comentarii și veți înțelege rolul fiecărui buton. Butonul numărul 1 apropie sau depărtează imaginea. Butonul numărul 2 afișează imaginea precedentă din dosar. Cel cu numărul 3 afișează imaginea următoare din dosar. Butonul numărul 4 rotește imaginea împotriva direcției mișcării acelor ceasului. Butonul numărul 5 rotește imaginea după direcția mișcării acelor ceasului. Și ultimul buton, numărul 6, șterge fișierul imagine, îl mută în coșul de gunoi. Cu siguranță ați înțeles și voi semnificația acestor butoane. Lui Ștefan îi este foarte interesant. El a înțeles că dacă apropie imaginea, vede mai bine detaliile. Butonul numărul 1 acționează ca o lupă. Și Ana a înțeles. Ea a creat și a accesat fișiere texte și fișiere imagini. Dar a observat că există și fișiere audio-video. Roboțelul atotștiitor B8 sigur că cunoaște acest lucru. Fișierele care conțin nu doar texte, dar și alte tipuri de informație, cum ar fi video, audio, se numesc fișiere multimedia. Un fișier multimedia este un fișier care conține diferite tipuri de resurse informaționale, cum ar fi texte, secvențe video, imagini, grafică, animații. În particular, fișierele pot conține informații de tip audio și video și ele sunt fișiere multimedia. Pentru a avea acces la informație audio-video din fișierele multimedia se folosesc aplicații speciale. Una din ele se numește Windows Media Player. Pentru a reda o secvență audio-video, efectuăm următorii pași. Căutăm pe desktop sau cu ajutorul butonului Start din colțul stânga jos al ecranului pictograma Windows Media Player. Efectuăm click pe această pictogramă. Căutăm pe desktop cu ajutorul butonului Start din colțul stânga jos al ecranului pictograma Windows Media Player. Efectuăm click
pe această pictogramă. Apare fereastra aplicației Windows Media Player. Selectăm pictograma fișierului a cărui informație dorim să o accesăm. Efectuăm click pe butonul Play. Secvența audio sau video este redată într-o fereastră specială. Observăm și celelalte butoane ale ferestrei Windows Media Player. Te poți consulta cu părinții și poți folosi internetul pentru a afla dacă ai uitat la ce folosesc aceste butoane. Vă provoc să consultați cu părinții și să aflați cum se numește aplicația cu care vă ajută să accesați conținutul fișierilor multimedia, adică video și audio, pe dispozitivul vostru digital. Și pentru a exersa cele studiate astăzi, vă provoc să răspundeți la următoarele întrebări. Ce extensie au fișierile audio? Corect, MP3. Ce extensie au fișierele video? Adevărat, MP4. În continuare, vă propun ca temă pentru acasă să determinați caracteristicile, adică numele, extensia, data creării și volumul unui fișier video de pe dispozitivul vostru digital. Să căutați pe internet două fișiere imagini și să le salvați pe dispozitivul vostru digital. Să căutați în internet un fișier multimedia care ar conține un cântec despre părinți și de asemenea să-l salvați pe dispozitivul vostru digital. Bravo, copii! Sper că ați înțeles care sunt fișierele multimedia. Roboțelul B8, Ștefan și Ana împreună cu mine, vă urăm succes în continuare. Studiați și exersați sarcinile din manualul și suportul digital. Vă urăm succes! La revedere!